sunt Alin, bine am găsit la un nou episod din Sparta Multiplayer. Cred că am vorbit iarăși și înainte să am apăsat pe butonul filmare și n-am așteptat timpul ăla necesar ca să vorbesc. Bun, haideți să vă arăt pe aici cam ce chestii am mai făcut eu. Am făcut scrollurile ăștia de la Academie destul de volate pe toate. O să fac asta pentru că reduce build time-ul la Javelinier, dar nu cred că pot decât după ce fac Hoplit Speed. Mă vreau să te pun întâi să faci speed-urile la ei, care să meargă mai repede și de-abia după aia build time și pui mei. Anyway, hai să mai semnăm un pact cu... uitați-mă, am colectat un articol de la Tins, dar nu mă întrebați cum. Hai să mai semnăm un pact cu Itaca. Dacă semnezi pacturi cu cei unitățile care, să zicem, le poți construi, astfel îți dă oamenii, ți-i faci mai bun. De exemplu, haideți că vă arăt imediat. Swordsmanii aveau atac 40, acum 47,2, am semnat 10 tratate cu ei, uite, are level 10, vedeți? Pilos au level 4, aveau 22, acum 23,3, bine, a crește cu 2%, deci automat dacă are 100 atac, o să-i crească cu 2. Ăsta acum avea 20, a crescut cu 0 ceva, vă dați seama. Bun. Ok. Hai să vedem ce mai putem face pe aici. Am construit o de dimineață când am intrat fermele ăștia, că iar mi-a scăzut producția, că mi-am cam recuperat oamenii. Uitați-vă câți oameni am făcut după bătălia aia din nou. Bine că mai are și mi-a trimis și niște fani întăriri pentru care le mulțumesc. Mi-a trimis Alien City, mi-a trimis întăriri ceva arcași de aia cretani și cu doi jevelinieri care sunt destul de buni cretani aia. Și mi-a trimis și Răzvan Lăcătâm. Destul de mulți, iar la fel 27. Bine, mi-a trimis și pe ăștia care nu sunt de apărare, dar asta e 10, 2, 16. Bun. Hai să intrăm la mesaje, să vedem cine ne-a mai trimis mesaje și care fan. Să vedem aici pe Sergiu cât vine la când filmez Sparta. Uite, acum o să zic că uite, acum filmez. Stați un pic, aici nu știu, tot timpul merge așa. Filmez și am menționat pe tine. Sper să nu fi... M-am uitat să cred că nu se scrie, vezi? Eu scriu ce scrie după 5 ani. Bun. Pot intra în grupul tău, Saleston, și să știi că am să te sun, nici nu am să te deranjez. Avem aici, le răspunde după aia la mesaj, că să nu treacă, l-avem pe Green Coffee Roll, cât Kojak, cât Andy Spartacus, ăsta cred că e tot al meu, Marian, cât Cătăl, cât Răzvan, cât Fizi, cât și Sergiu, cât. Mai avem pe aici Ionuț, cât Alin, cât pe care ați văzut, Bogdan, Novic, cât Mario, cât 222, Paul, cât Alex, 1234, XD, Robert Barta, care noi, cât și Alex Gamer, cât. Și pe aici cred că mai sunt ceilalți pe care am citit, Flaviu, cât Marian, cât Andrei, cât Ionuț, cât Manticora, da, până aici am citit, ăsta a fost la care am trimis eu mesaj că, wrong move, my friend, că m-a atacat. Bun. Unități de atac nu prea mai făcut, pentru că m-am speriat, m-am făcut o grămadă de spioni, costă spionește la bani de sar capacele, fratele meu. Mi-am făcut armata de atac, eu nu prea mai am, adică am tot aia care am avut înainte, că nu n-am mai făcut, uitați-vă cât am. Asta e tot armata mea de atac, dar să știți că ăștia fac foarte mult ăsta, cu ăsta, cu ăsta, cu ăștia și cu ăștia, ăștia au atac de... De ce am un cretan arsăr aici, what? Recall, de lângă. Cretanar, să du-te mă la defensă, tu ce cauți aici în unitățile mele de atac? Treci acolo să tragi Q-ul, nebune. Bun, mi-a făcut aia și mi-au acceptat și galeiul, poate, de loot pe lemn. Da, mi l-au acceptat. Bun. Haideți ce mai facem noi astăzi. O să fiu plecat după aia la Dreamhack și nu știu cât timp o să mai fac. Deci cred că o să ne axăm tot pe apărare cu piloșii pentru că... Nu cred că avem altă șansă, ce să facem, o să luăm aici timbăra, uitați cât lemn ne dă. 1035 lemn, du-te-n puii mei, 500, 600, hai să mai luăm și de-asta, și Cooper. Mamă, o să rămânem fără hrană, dar n-are nimic. Oleu, că putem face din ăștia, dă-i tate, dă-i. Piloși, am făcut deja 30 de piloși. Trebuie să atacăm pe unul ăsta care are hrană și știu și eu unul care are hrană pe aici, ăsta care are foarte, foarte multă hrană, care l-aveam aseară sub siege, dar se pare că un handicapat mi l-a atacat, o să-i dau cu 12 spion de scout. Apropo, trebuie să mai faci și niște spion, de ce? Pentru că handicapatul ăla de Manticore m-a spionat cu vreo 16 spioni și din cauza că m-a spionat m-a atacat, deși n-are nicio logică pentru că nu ar fi trebuit să mă atace pentru că l-am bătut. Dar el tot m-a atacat și așa mai bine, că nu te poate spiona atunci și nu te poate nici ataca, pentru că nu știe ce ai în oraș și o să-i fie frică automat. Hai să colectăm așa de la protectoratele noastre.
Bun. Mă, dar nu avem hrană, dar deloc, deloc, deloc. Bine că am făcut fermă aia în puii mei. Și ieri aveam hrană, n-am mai încearcat cu ea. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Mapă. Știu că mai era unul de la care luam eu foarte, foarte multe resurse. A, și știu care e ăsta de aici. Care nu mai avea armată, deci o să-i dau raid cu tot ce am. Sper să nu-și mai fi făcut armată, dar și dacă și-a făcut să fie sănătos. Așa, așa, așa. Raid. De alta, la până se întorc spionii ăștia, de fapt, se întorceau chiar acum. E, las. Nu mai pierdem 5 secunde, ăștia cât fac până acolo. Oh, fac 3 minute, fac cam mult. Ia să vedem spionajul. Oh, uitați-vă câtă hrană are ăsta, frate. Mă lata cu asta pe ăsta și iau hrană cât să mai ajungă pentru tot. Și iar la fel spionii, fraților. Spionii sunt esențiale. Aș vrea să-mi fac undeva la 20 de spioni. Uitați-vă și cât costă, puii mei. 10 spioni de ăștia cu 4500 resurse. De 4500 resurse îmi fac vreo 40 de piloși. Și nici nu cred că au apărare. Sunt curios dacă au ceva apărare, spionii ăștia. Măcar. Acolo, așa, pe... Nu cred că au decât spying. Nu au apărare. A, uite că au. 40, 24, 22, 30. Apărare de spioni. Bă, ce drept un spion are mai mult decât un pilos apărare. Da. Pana mea. Ăsta costă cât 10. Ei, hai, nu cât 10. Pardon, îmi curge nasul. Bună, ia se întorc. Hai mai facem niște piloși. Încă 10, băgăm aici. Băgăm aici la pilos să ne săturăm. Să avem la pilos, 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 pilos. Pilos, 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 pilos. Ce, de ce m-am 10 mesaje? A, nu le-am citit, stați. Să le citesc după aia. N-am intrat aseară și probabil astea s-au făcut așa multe. Ăștia nu o să le iau acum chiar dacă sunt pline, pentru că nu mai avem hrană ca să construim alți soldați. Sper să iau totuși ceva hrană de acolo. Bun, ia să ne mai uităm. Am terminat și un turnament și care mi-a dat 30 de din ăștia, sau 20, 30 de din ăștia mi-a dat. De Teuroporos, super tari. Da, puteam să iau și 12 Prokenan de aia de atac, dar am zis că nu iau din aia, că îmi trebuie apărare după ce m-a atacat fraierul de manticor. Plus că o să fiu plecat la DH și nu o să am timp să... Bine, voi când o să vedeți clipul ăsta, o să fiu probabil deja acolo, dar nu contează. Că eu îl filmez înainte. Dar nu o să am timp să dau așa multe atacuri sau să atac și puii mei și nu o să am timp nici să intru, să mă uit. Tocmai de-aia bag apărare la greu, cât de mult pot, ca să nu se gândească vreun handicapat să mă și tocmai de-aia trebuie să fac și vreo 20 de spion cel puțin. Să nu și încerce norocul cu mine vreun handicapat. Adică și dacă se încearcă să nu poată să mă spioneze, să vadă că ar putea să mă bată. Poate să mă bată ca ăla, poate să mă bată la limită sau să nu mă bată și el tot mă atacă, chit că riscă să-și piardă toată armata de atac, pentru ce nu mă întrebați. Hai mă, cât mai are, 55 de secunde. Bun. Așteptăm. Așteptăm, că oricum. Dar nu știu ce să mai facem între timp. Ce să vă mai arăt eu pe aici. La port puteți crea oferte, în caz că nu știați. Adică v-am arătat și la trecută, dar să știți. La trade resource sau puteți face schimb de articole cu diferite de ăștia. De exemplu, Samos, toată lumea dă Samos, pentru că Samos se cumpărci și din contră oamenii ar vrea marioneta asta să-ți permite să construiești piloși de aia de apărare. Și da, văd că nimeni nu dă trade cu atins. Deci nimeni nu dă trade cu atins. Uite, ba da, oferă două Itaca, a, vrea, da, oferă două Itaca, vrea două atins, da, pui mei. Uite, unul atins pe unul de ăsta, nu prea oferă atins trade-uri din ăștia, știți? Uitați-o, na, nu vrea nimeni, nu dă nimeni atins pe ceva ce am eu pe Samsung de ăsta. Haideți caută ca fraierii, i-am auzit. Hai să nu fi murit ceva, n-am murit nimic, am luat și resurse. Am luat tot așa mult lemn, dar pe ăla trebuie să-l atac eu. Na, pe fraierul ăla de acolo, că ăla are multă hrană. Celălalt trebuie să iau toată hrana. Hai să vedem pe cine mai avem noi pe aici, să-i spionăm. Avem niște băieți pe aici pe care mai atacam din când în când. Uite, dăm Despise Scouts la tine. What the fuck, de ce? Așa, Despise Scout. Despise Scout la tine. Am 10 raiduri astăzi, să fac multe resurse să construiesc piloși. Despise Scout la tine. Bun. Din nou nu prea am luat hrană, dar mă, asta e. Ia uitați-vă și la Agreements. Am trebuie să semnăm tratate cu...
handicapații ăștia și nu știu, frate, cum faci rost de tratatele ăștia, deci chiar nu pot să-mi dau seama, ia asta ce facem aici. Signal Delphi, ne. Once you did agreement, you increase scouts defense by 2 and get 50 experience points. Dar nu mă interesează de defense. Chiar nu mă interesează de defense, sincer. Delphi. Și uite, Marionia și-a permis să faci din noi bun. Și atins să-ți permis să faci... nu mai știu. Mi se pare că-ți permis să construiești și baraca. Nu sunt sigur, ia să vedem, dăm pe build. Sau, da, baraca. Baraca care faci de alte, de la ea, military. Barac. Nu, Maroneia. Și Maroneia aia care m-am arătat-o de toată lumea o vrea, Maroneia. Au și spionat fraierea. Uite asta de aici. Poți să construiești și tu o grămadă de chestii de la ea. Huia. Uitați-vă, 3 oameni am spionat aici pe Ryan, nu știu cum. Care are și ăsta multă, multă hrană. Pe ăsta are multă hrană. Și pe ăsta. Tot așa, nu are multă hrană. Pe Ryan ăla cred că o să-l și atac când se întorc oamenii, că e mai aproape de mine. Și te iau hrana aia mai repede să mai fac niște soldați. Am făcut aseară și niște jefuri. Lasă-mă, oftică, că aici nu scrie numărul care l-ai, pentru că eu aici pe ăștia de iam nu sunt numai ai mei. Sunt și ai altora, știți, ăștia de pe aici. Nu știu că care sigur care stai mei și care stai lor. Vă zice friend of units in city, nu zice... Uite, in your city și ăștia sunt in my city, dar nu... Bine, uite, Jevelin, iar n-am foarte mult, am decât 18, deci restul de... Cât vine? Vreo... 54 stai mei. Piloș am mulți, în schimb. S-au întors aia, mă, nu s-au întors. Unde sunteți, mă, băieți? Măi, băieți, măi, vă aștept cu mâncarea caldă și pe masă și voi nu mai veniți. Și încurge nasul ăsta o dată și s-ar putea să ne apară jos aici, un poc. 15 secunde, bun. Na, nu-i posibil așa ceva, n-am un șervețel pe aici, mă, pe birou. Când curge nasul prea rău. Și o să crăpe. Uite aici unul. Așa, dar nu vreau să mi le suflu, că te urât să sufli nasul în video. Bun, au venit fraierii, ca să-i trimitem. La pe care zeu, la Ryan ăsta avea multă hrană. Dă-i raid cu toți. De tot ori dau raid cu toți, că nu m-am încurcat cu nimic să dau raid cu toți. Oricum dau raid, da. Zic să nu cumva să aibă ceva pe acolo și să mă spargă la buculițe. Ok, hai să mai construim. Nu cred că mai păstrez pentru alte chestii, nu cred că mai am nevoie. Eventual pentru o bază aș putea să mai păstrez, dar nu acum. Până atunci mai fă pilos, fratele meu. Pilos. 20, mă, dă-i drumul la 20 de piloși. 20, fratele meu, 20. Bagă-i 60 de pilos. Să avem apărare pe durata care suntem plecați, să avem apărare grămadă. 60 de pilos, avem 210 pilos. Ăștia sunt foarte buni la apărare, dar sunt mult mai buni împotriva cavaleriei, ceea ce noi nu prea suntem atacați cu cavalerie, pentru că nimeni la levelul ăsta apropiat de levelul meu 27 n-are cavalerie. Și totuși mă mir că ăla de 46 care m-a atacat a avut așa puține unități. Da, mă rog, cred că am mai atacat și pe altul și l-am mai nenorocit ăla și s-a gândit, hai să mă nenorocesc măcar de toată armata dacă tot mi-e nenorocesc. Oameni buni, nu știu sigur cât am filmat, o să mă uit, pentru că am filmat 13 minute, hai că mai stăm un pic. Foliar mare. Bun, mi-am luat și mustața seara, dar vreau să mă mai tund o dată astăzi înainte să plec, deși m-am tuns sâmbătă, dar vreau să mă mai tund iar, dar nu mă răspunse freezerul la telefon. Ce vine urât la Dreamhack, asta-i. Pentru că nu mai avem alte protectorate, o să schimb așa, nu mă interesează dacă pierd 5 resurse, va piciorul. Ok. Când mă mai apă la atac, hai să vedem. Tracking, right, 56 de secunde. V-am zis că aseară m-a atacat un fan, ia să vă arăt. Ăsta. Mario LKT. Și am și citit mesajul. Dați-o cu 8 de ăștia și 9 de aia. Și ce să înțeleg eu? De ce? Fiți atenți, mi-a murit. Unde sta? Unde sta? Ăștia au murit, ok. Ăștia slabi. Dar mi-a murit unde sta și unde sta care... Pui mei, unde sta și unde sta trebuia să-i bat aproape pe toți ăștia singuri. Asta e faza, când ai foarte multe unități și te apropiat de la număr, mor din fiecare, deși n-ar trebui. Că unde la frate face cât... Doi de ăla, carcașul și cu ăla fac aproape cât unitățile lui. Pardon, necăcat, care m-a atacat. Hai. Cât mai aveți? 9 secunde, 8. Weaver boost options. Am boost options, pe bune? Nu mă interesează. Haide.
Erau niște pustulici acolo, dar nu știu ce făceau cu ele. Noi te luăm o grămadă de hrană, hrana aia acum ne desfătăm. Bun, o să iau și lemnul ăsta de aici, câte de 500 timber și tot ăsta care nu l-am luat. Trebuie să apropiați aici ca să vedeți deasupra ăștia, așa. Mamă, cât bronz a rămas. Știam eu, și ieri nu aveam bronz. Uitați-vă, se face 500 aproape și asta se face 650, se face mult mai mult lemn. Bine, am level 10, level 7, level 6, 6 și ăsta cred că are tot 6, cred. Și ăștia au 7 ani, nici nu pot să văd, frate. 7, 7, 4, 7 și 4. Vedeți, ăștia au 2, 4 și restul 7 și ăsta are 1, 10. 7, 6, 7, 6, 6 ani. N-am mai nici așa, dar asta are 10, pui mea asta, produce o grămadă. Și depinde cum vrei, de exemplu, eu cum fac piloși, că îmi trebuie apărare, lemnul, toată baza, lemnul. Bine că piloși și mai scump decât, sunt mai ieftini decât swordsmanii, mult mai ieftini. Dar sunt și mai slabi. Dar să știți că acolo scrie 22 apărare, dar dacă vă uitați atent, uite, împotriva Light Infantry, ce swordsmanul ăla au 32 aproape. Și acolo scrie 23. Deci au 32 aproape, unde ăsta se bate cu un de la. Știți? Și ăsta e mai ieftin, da? În rest, împotriva cavaleriei și restul sunt slăbuți rău. Da, sincer, cred că cea mai bună, asta șefelinierii mi se par slabi rău. Adică 20, 28, au la fel, la ăștia aproape la fel ca aia. Dar frate, ei au 30 aici, ăștia au 20. Și bine că cei drept sunt mai ieftini. Mult mai ieftini. 30 costă decât ăsta la jumate, ăsta la jumate și ăsta puțin. Deci costă aproape la jumate față de ăia, șefelinierii. Care faza că dacă, dar faza e că sunt prea disproporționați, adică rămân foarte multe resurse de la ei, trebuie să faci exchange la port și dacă ai norocul să-ți accepte unul de la Palilula, vine mâine. Scuze pentru oamenii care sunt la Palilula și se uită la mine. Trekking 8 minute, să mai băgăm aici, nu știu, cred că nu mai, nu o să mai bag în pilos și o să mai aștept ca să mai fac și upgrade-uri în 30 minute, să mai fac, upgradez câte o bază și să mai fac ceva agremente, să mai semnez la piloși, la Itaca, pardon. Da, pentru pilos, agremente. Că le cresc în apărarea, la fraieri. Uite, bun, uite că a venit. Da, totuși o să... Nu știu ce să mai construiesc, frate, o să mai fac ceva pilos. Știu că nu vă poate ziceți că, ah, ce faci atâta pilos, că ce faci cu ei. Bă, frate, trebuie apărare, sincer, multă. Pentru că o să fiu plecat, uitați-vă și voi. Cât fac, cât 10 piloși. Și imediat am, o să că ziceam că fac și niște scauți. Uitați-vă la scout, fratele meu. Pot să fac decât 5 de toate resursele care am și piloși până să fac 30. Mai fă-i 2 așa ca să nu simt eu la număr. Trebuie neapărat să fac 20 de scout. Neapărat, mai fă frate 1, 3 să fie. Nu, 1, 1 decât. 3, așa. Deși mai spart la resurse, dar... Nu vreau să mă spioneze nimeni, nu mai vreau să mă spioneze nimeni. Hai să-l atacăm pe ăsta, dăm raid. Unde-i raid? Tot armata. Heavy infantry asta. Nu știu, că dai aici, ți pune pe toți, nu. Ar fi șmecher, ți pune pe toți când dai acolo, sincer. Au, mai sunt și hopliții, nu uita pe hopliți. Bun, right. E, bun, băi, toată lumea, cam atât cu acest episod. Fuck, nu uitați când descrie, am uitat să vă zic de la început, aveți un link care... Dacă vă înregistrați prin el, jucați alături de mine și puteți intra în alianța mea care se numește Lecturații. Puteți să-mi trimite un nume la Lecturatul LCT. Mă aveți aici orașul meu pe mapă ca să-mi trimiteți un mesaj și să intrați la mapă. Uitați aici la coordonatele satului meu, care sunt 200, 2486 și minus 1219. Le băgați aici, după aia dați aici și dați în mesaj și îmi trimiteți mesaje și vorbiți cu mine, răspund la toată lumea. Și da, vă înregistrați prin link în descriere, jucați alături de mine, noi ne vedem la viitoare, pa!